Și cel mai mult mă obosește balamucul din fața ferestrei. În cele din urmă, sfârșită, abandonată, convinsă de fatalitatea acestui fapt incredibil, ajung să mă identific cu oamenii de acolo, cu grijile, cu figurile și bolile lor, cu tristețea lor zilnică pe care, de la un timp încoace, încep să descoper pe propria mea figură. Iar la trăcâini. Nici nu mai trebuie să mă uit la fețele lor. Îi recunosc după felul cum merg, mai ales după felul cum cad, după felul cum se așează pe o bancă la soare și mai ales după felul cum fug din parc la sosirea unei ploi neașteptate. Doamne, mă întreb, oare și eu sunt la fel ca cei de acolo? Și stau în fața ferestrei cu ochi visători, privind bucata asta de peisaj. Cât mai mult cer, cât mai mult soare, cât mai multe întâmplări, până în clipa în care voi rămâne cu ochii sticloși. Zi și noapte la trăcâini. Uneori îți vine să spui fără jenă, lasă-te pe gubașă. Uite, o cană cu lapte. Toate sunt învârtejite, toate murdare sau murdărite. Până și laptele pe care ți-l aduce țăranul de la câțiva kilometri de oraș este un lapte murdar. Vai de mine. Fără să mai vorbim de ouă. Toate stricate. Te simți părtașă la o crimă de care habar n-ai avut. Te simți părtașă cu criminalul atâta vreme cât trăiești cu el sub același cer nepăsător și albastru. De cine să te apropii cu complexele tale și cu infirmitatea ta? De vânzătorul de lapte sau de zarzavat? De omul care aduce ziarele cu știri înspăimântătoare? Pentru că ăștia au mai rămas. Nu uitați, doamnă, diminețile! Nu uitați diminețile! Dar diminețile te fac să iei totul de la început. Da, da, da. Reveniți la declarațiile de dragoste oficiate dimineții. Dar mie dimineața nu-mi place doar pentru ea însăși. Nu pentru ea traversez noaptea lungă și întunecoasă. Noaptea plină de strigăte și de amenințări. Nu pentru ea mă uit pe fereastră. Ah, nu, nu. Ci ca să văd întâmplările care se apropie, ca să văd faptele care urmează faptelor, să le văd înlătuirea fatală până când simt că nu le mai pot părăsi. No. M-au prins în ele ca într-o capcană. S-au insinuat și e prea târziu ca să scap. Și nu-mi dau seama decât atunci când trebuie să plec. Și îmi pare nespus de rău, pentru că nu știu ce va urma. Acesta e viciul cel mai ucigător, cel mai puternic. Să vezi. Fiecare cu felul său de a vedea, cu felul său de a înțelege, cu felul său de a judeca și de a se lăsa judecat. Ați terminat cu discursul de dimineață? Acum mâncați. Hai, nu m-a căutat doctorul. A, nu, dar e încă de vreme. De câteva zile aștept. Nu, nu e bine. Nu trebuia să-l chemați. E singurul care mă poate ajuta. Vino aici puțin. Ce vezi? Unde? Nimic. Mai uită-te. Cu atenție. Nu văd nimic altceva decât niște câini. Atât. Dar eu nu mint, doamnă. Domnul Alec a adus azi noapte în casă tot felul de derbedei și tot felul de fete, de femei. Fete sau femei? Femei. Cum trece timpul? O adevărată rușine. A făcut din casa asta un loc al desfrâului. Tinerii deștind din mașini zgomotoase cu târfe la braț și intră în casa asta care era cândva respectată ca un adevărat templu. Prea multă prihană strică până și unui templu. Da, dar oamenii ce vor zice? Vecinii? Ce va spune canonicul? Dar primarul? Dar colonelul Scipio? Se vor scandaliza ca niște oameni respectabili ce sunt. Vor lansa afirmații și zvonuri răutăcioase. Dar nu de ei mă tem, ci de soțiile lor. Apără moralitatea orașului pentru că trebuie să-și ocrotească, de fapt, sărmanii soți. Atât de slab și de echivoci când e vorba de plăcerile trupului. Vai, vai, vai. De altfel, colonelul Scipio azi noapte privea spre terasa noastră cu un binoclu. Da? Îl interesa peste măsură ce se întâmpla acolo. Și presupun că fetele aduse de nepotul meu nu prea erau îmbrăcate, fiindcă Scipio
avea o față destul de congestionată. E de necrezut câte lucruri se pot face cu obiecte de uz militar. Doamnă, să știți că n-ar trebui să vă mai uitați pe fereastră. Ești prea tânără, bună, ca să înțelegi totul. Ești prea tânără. Doamne ferește, am peste 50 de ani. Am îmbătrânit împreună. Ești prea naivă ca să poți fi de o vârstă cu mine. Ai o naivitate de 17 ani. Doamne ferește. Nu râde. Nu râde. În casa asta râsul poate suna ca o insultă, până în clipa în care vom fi deslegați de cele văzute. Doamne, dar eu nu am văzut nimic. Și uneori mă îndoiesc până și de faptul că dumneavoastră... Uite, noi cum de n-am văzut toate astea? Nu uita că eu sunt foarte bătrână, atât de bătrână cât și moartea se ferește de mine. Cât? 100? Mai mult. 200? Mai mult. 300? Mai mult. 1000? Mai mult. 2000? Mai mult. 5000? 10000? 20000? Vai, dar sunteți foarte bătrână. Sunt aproape moartă. Și asta numai din cauza ferestrei, v-am spus eu. Crezi? Păi uitați-vă în oglindă la obrazul dumneavoastră. Este aproape străveziu. Culoarea luminii a luat locul obrazului. O paloare albăstruie a acoperit fața îmbătrânită de vreme. Să mă uit în oglindă? Ce să văd în oglindă? De mult timp nu m-am uitat în oglindă. Da, dar în fereastră, ce să vedeți? Mă uit la dumneavoastră și mă mir că nu v-ați pierdut în atâtea priveliști. Sunteți atât de mică și de transparentă încât greutatea abia vă mai ține în fotoliu. O întâmplare cât de ușoară ar fi în stare să vă scoată pe geam și să vă ridice în văzduh. Întâmplările. Sunt singurul om care le urmăresc zi și noapte. Mm. S-a obișnuit cu mine. Ba, se pare că le sunt chiar necesare. Au și ele vanitatea lor. Și un martor modest nu le displace. Da, treaba dumneavoastră. Dar ați văzut că de atunci... Nu-mi aminti. Sigur. E mai ușor să ne amintim când ne convine. Dar cei de afară au început să se intereseze. Să se intereseze cine? Mulți. Preotul, colonelul, soțiile. Deci Scipio. Da. A trecut pe aici și... Nu a intrat? Nu, nu. S-a oprit numai în fața porții și a prins mâinile de grilajul umed, apoi le-a retras și le-a șters încet cu batista. Și în timp ce pleca, a întrebat, fără să mai aștepte răspuns, ce face doamna? Tot se mai uită pe fereastră? S-a oprit în fața porții. Da, 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 în fața porții mari de pe strada principală. S-a prins cu mâinile de grilajul umed, apoi le-a șters încet cu batista, da? Și în timp ce pleca, a întrebat fără să aștepte răspuns. Da, exact, exact. Ce face doamna? Tot se mai uită pe fereastră? Da. Și tu ce i-ai răspuns? Păi ce să-i răspund? Plecase. Trebuia să-i strigi în urmă. Trebuia să urli cu toată puterea. Da, se mai uită. Plecase, doamnă. Se ducea pe alee, clătinând capul îngândurat. Lucrul ăsta nu prevestește nimic bun. Ce face Alec? A plecat cu prietenul lui. Dar înainte de a pleca, a trecut prin birou și a cotrobăit prin caseta aia roșie. A avut prilejul să se convingă de adevărul fabulei cu banii nepuși la locul lor pe policioară. Cum îl știu pe Alec, el nu s-a supărat dintre atâta. Noi doi ne-am înțeles totdeauna. A început să vânture vorba că ar fi de vânzare casa din deal. Glumește. Are uneori o închipuire care merge mai departe de treaba asta. O să mai vorbim noi după ce prietenii lui o să vă fure totul din casă. Îi găsești peste tot. În pat, în dormitor, în pod și mai ales în bucătărie. Tineri de proveniență dubioasă și lipsiți de caracter. De ce tremuri? Nu știu, doamne, tremur așa. Nu-mi place. Nu-mi place deloc tremuratul ăsta al tău. Nu prevestește nimic bun. Mi-aduc aminte că totdeauna când se întâmpla ceva neplăcut, tremurai ca acum.
A venit gunoierul să ridice murdăria adunată în ultimele săptămâni. O întreagă haită de câini umbla după el. Doctorul n-a venit? În ultima vreme s-au mulțit câinii prin preajmă. Oh, mă întreb de ce nu vine. L-am chemat, i-am explicat totul în scrisoare. Latră tot timpul. Nu-i auziți? Nu știu de ce, dar singură nu am curajul să hotărăsc. Totul este atât de grav și de spământător. Mi-e teamă să nu se fi speriat de ce e scris de mine. Oamenii sunt tot mai lipsiți de curaj. Și apoi, cine să-și ia răspunderea celor văzute de o biată infirmă în cărucior? Nu. Ar fi trebuit să am curajul acesta în primul rând eu. Dar față de cine? N-am mai văzut oameni de atâta vreme și, în primul rând, trebuie să mă lămuresc cu mine însămi. Stau, se uită și apoi latră prelung. Evident că nu-i auziți. Păi dumneavoastră stați la fereastră. Domnul Alec este plecat mereu cu mașina. Doar eu sunt lăsată pradă lătrăturilor lor blestemate. Să mă descurc cu urletele lor înfricoșătoare. Doamnă, vă e frică de câini? Câini? Da. Cum arată un câine? E, da, dânsa nu iese din cameră. Dânsul are mașină. Și doar bătrâna servitoare trebuie să iasă pe jos și să fie urmărită de lătrăturile, de șușotelile, bârfelile și blestemele lumii. Și apoi este întrebată de ce e frică. Uite, na. De ce s-a întâmplat? Nimica, doar gunoierul. M-am săturat de poveștile tale cu gunoierul. Da, doar că gunoierul trece și pe la casa colonelului Scipio. Pe la casa colonelului? Da, și pe la casa prelatului. Pe la casa prelatului. Da, și pe la casa primarului. Trece pe la toate casele. Trece pe la toate casele suspuse și adună gunoiul suspus. Trece și ridică gunoiul. Da, 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 marele gunoi. Și odată cu marele gunoi, mai ridică și altceva. Sau mai bine zis, acolo mai încap și alte lucruri și fapte. Marele gunoi se compune din tot felul de fapte și întâmplări, din tot felul de amănunte și mărunțișuri. Și până la urmă, acolo intră și lucruri care ne privesc îndeaproape. Lucruri pe care le-am recunoscut când am ieșit cu găleata noastră de praf și reziduri. Da, vorbe, dușmănie, invidie. Ajunge, m-am săturat să tot vorbim despre gunoi. Da, da, doamnă, dar trebuie să vă previn de uneltirile care se pregătesc împotriva dumneavoastră. Dacă ați fi văzut cum a plecat colonelul Scipio, uneori simt că lucrurile astea încep să mă depășească și că ar fi nevoie de altcineva în locul meu care să nu se teamă și să fie mai priceput ca mine. Vorbești prostii. Cu cine să te schimb? Ani de zile ți-au trebuit ca să te obișnuiești cu ciudățenile mele. Ești ca din familie. Da, doamnă, tocmai pentru asta simt pericolul care vă paște. Dar nu pot face nimic, pentru că nu-l văd. Și degeaba mă zbat, pentru că nu pot să vă explic ce simt. Și domnul Alec e plecat aproape tot timpul. Nimeni nu vă poate apăra. Pe dumneavoastră și casa din deal. Nu ți-e teamă. Din fericire știe toată lumea că, deși e mare și frumoasă, casa din deal, de acolo nu se poate fura nimic. Ba, nu prea avem. Puținele lucruri de valoare nu atrag pe nimeni, așa că nu prea suntem un chilipit. Da, 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 dar casa! Casa! Numai eu știu cât s-a căsnit tatăl dumneavoastră să o ridice și câte invidii a stârnit. Locul și arhitectura ei și mai ales poziția avantajoasă pe care o are. Casa asta n-au cum să o ia. N-ar putea o folosi nimeni, nu e pentru ei. Da, dar atunci de ce mi-e teamă de tot ce văd în jurul meu? De ce tremur la orice atingere sau șoaptă? Ți-e teamă de ceea ce nu vezi, de ceea ce nu înțelegi. Și astfel teama ta se justifică prin neînțelegerea ordinii din jur, care îți pare o perfectă dezordine. Nu. Ți-e teamă de doctor care îți cunoaște mecanismul obosit al trupului tău și tu nu-l cunoști? Ți-e teamă de prelat care cunoaște străfundurile sufletului tău și pentru tine ele rămân străine? Ți-e teamă de câini? De câini. De câini, pentru că nu le poți prevedea reacțiile și poți fi supusă oricând mișcăturilor lor. Da, 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 dar ce trebuie să fac? Să înțelegi. Și atunci nu o să mai fie teamă de doctor? Nu. Da? Nu voi mai fi mușcată de câini? Ba da.
domnul doctor. Iertați-mă că dacă v-am speriat, ușa era deschisă, sunerea defectă, doamnă. Eu vă las. Printre hârtiile lăsate de predecesorul meu am găsit o scrisoare. Un timp am gândit dacă fac bine să vin atunci când nu eu am fost cel chemat. Vă cer scuze dacă am luat o hotărâre greșită. Sunt încă tânăr, abia am terminat medicina. Sper că vă pot ajuta. Am trimis scrisoarea mai demult, doctore. De ce ai venit așa târziu? Am avut foarte multe lucruri, doamnă, până am reușit să mă acomodez cu orașul și cu noii mei pacienți. Așa era început. Există o distanță pe care trebuie să o parcurgi cu infinită atenție. Și în afară de asta, soția mea este pe cale să nască. Și asta, vă închipuiți, mi-a răpit o groază de timp. Știu probabil că nu vă interesează ceea ce spun, dar pentru mine este foarte important. Viața mea de familie, știți ce înseamnă să ai un copil, doamnă, să dai viață din viață? Nu știu decât un singur fel de a da viață. Care? Prin adevăr. Și copilul? Nu, el nu este decât un fapt. Un semn de întrebare între bine și rău. Oricum, el are nevoie de iubire. Din dragoste pentru ceva se pot săvârși și greșeli. Acum sunt aici, gata să vă ascult și să vă ajut dacă îmi stă în putință. Dar că eu nu știu dacă mai pot să mai vorbesc. De ce? Îmi sunteți aproape străin. Îmi pare rău. Vă rog să mă iertați. Scuzați-mă, doamnă. Nu știi să folosești nici măcar o pălărie. Cu o pălărie nu se umblă așa de parcă a fi o plasă de prins fluturi. E o bijuterie de porțelan chinezez din secolul XV. Sunt dezolat. Măcar o vorbă de spirit să fi spus. Întârzi să vii când ești chemat, ești tânăr și deja medic, spargi bijuterii de porțelan și ești dezolat. Ăsta e răspuns? Puteai cel puțin să arunci pălăria pe fereastră. Era un gest. Sunt dezolat, doamnă, aveți dreptate. Totdeauna percutesc cu întârziere. În sfârșit. Deși pălăria dumitale nu era din secolul XV. Da. Ai citit scrisoarea? Sunt puțin derutat. Din câte am înțeles, e vorba de ceva foarte grav. N-aș vrea să par un fricos, dar aduce cu acuzație. De ce a trebuit să văd toate astea? Nu uitați versurile din Goethe, din Faust. Născut ca să vadă, însărcinat să privească. Era acolo, în fața ferestrei, pe sârmă, de zile întregi balansa, mi obosise vederea, capul învuia. Dar n-aveam ce face. Nu puteam dormi din cauza lui. Acrobatul! Asta a fost totul. Fereastra, sârma și eu, care stau la fereastră, fiindcă n-am încotro. La început mi s-a părut că e o impresie. Apoi jocul a început să mă pasioneze. Când a început totul? Când a venit bâlciul. Acrobatul a venit odată cu bâlciul acela din oraș. De fapt, nici eu nu știu de ce continuam să-l urmăresc. Totul era știut dinainte, îl mai văzusem, totul se petrecea la fel. Minut cu minut, secundă cu secundă, mișcare cu mișcare. Și el știa că-l privesc. Se obișnuise cu asta, îmi zâmbea uneori și avea impresia că îi place, îl amuză această vagă complicitate din fața morții. Apoi se suia la trapez și începea să se legene. Eu stăteam aici în fața ferestrei și îl priveam încurajându-l. Venea spre mine cu prăjina de bambus în mână, venea spre mine zâmbind și privindu-mă, eu eram punctul lui de echilibru. Cei de jos nu știau. Făcea drumul acela grațios și în silă, zâmbea, dar eu îl vedeam bine de aici. Îi vedea să verse, era silă, a rostit de trei ori cuvântul acela pe care îl rostesc acrobații, toba a bătut și el s-a uitat pentru ultima dată la mine și s-a dat peste cap în cu totul altă parte decât era sârma. Puteam să jur că va face așa, dar eram ca legată, nu puteam striga, nu puteam să-l opresc. Aș putut striga, depindea de mine, dar ochii mei alunecaseră tocmai atunci pe unul din stâlpii susținători și am văzut acolo niște oameni rânjind și clătinând stâlpul și colonelul Scipio era printre ei. M-am trezit în plină noapte cu întunericul în față. Ce s-a mai întâmplat pe urmă, nu știu, n-aș putea spune cu certitudine, dar stăluia în mine rânjetul colonelului și chipul acrobatului în cădere. Ei eram martorul neștiut și dacă ei ar fi știut că există un martor, poate
nu săvârșau o asemenea crimă. Și ceilalți oameni? Uneori am impresia că îi cunosc. Seamănă cu niște vecini, dar eu... eu trăiesc așa de retrasă. Nu mai am nicio siguranță. Încercați, da. Nu, degeaba. Singurul mort în această afacere sunt eu. Dar a vedea nu înseamnă a muri. Dar ce înseamnă a ști, a vedea? Dacă nu poate da viață și liniște, dacă nu poate da fericire și încredere, oare înseamnă o cârjă dată celui care și-a rupt un picior? Înseamnă o targă sosită la timp pentru muribund? Oh, de câte ori nu am vrut să sparg fereastra asta blestemată, deschisă spre univers. Începe să stărui o neînțelegere. Lucrurile astea se puteau rezolva cu un simplu denunț. Nu văd ce sarcină am în afacerea asta. E vorba doar de o crimă. De ce n-ați chemat un polițist? A, pentru că am o îndoială. Îndoială? Cu privire la ce? Cu privire la mine. Eu nu mai sunt așa tânără. Anii au trecut peste mine odată cu nenorocirile și m-au schimbat mult. Ori felul meu de a trăi, de a sta zi și noapte închisă în casă, în fața ferestrei, mi-a tulburat înțelegerea comună a realității. Uneori se întâmplă să adorm în fotoliu cu ochii deschiși și să visez. Să visați? De la o vreme mi-e teamă că nu pot face distinția clară dintre ceea ce văd și ceea ce mi se pare. Asta nu face decât să încurce lucrurile. De aceea am preferat să vă chem pe dumneavoastră. Lucrurile devin mult mai complicate. Când v-am citit scrisoarea, am fost impresionat de tonul ei disperat și mi-am spus că o asemenea scrisoare trebuie să fie sinceră. Iar din cele discutate, lucrurile, în loc să se limpezească, mai mult se complică. Ori o hotărâre trebuie luată în condițiile unei depline dovezi. V-am spus îndoielile și certitudinile mele. Nu sunt decât o femeie simplă, infirmă și singură. Și ce am văzut poate doar grație acestei singurătăți și slăbiciuni. Mai multe că v-am scris și v-am spus, n-aș putea face. Poate doar dacă aș rescrie cele întâmplate. Fondul celor scrise ar rămâne același dacă vreau să rămân sinceră cu mine însă și cu lumea în care trăiesc. E foarte frumos ce îmi spuneți, dar nu ajunge. Mai e nevoie și de niște fapte concrete, palpabile. Suntem doar niște oameni care trăim într-o lume concretă și soarta noastră a tuturor nu poate atârna decât de aceste fapte și dovezi bune sau rele pe care le lăsăm. Ori, la dumneavoastră, între realitate și vis, nu există nicio linie despărțitoare. Totul trăiește în dăvălmășie. Dar cine vreți să tragă linia asta? Dumneavoastră. Eu? Da. Eu nu fac decât să comunic ce văd sau visez. Și vă atrag încă o dată atenția că pentru mine aceste două noțiuni se pot confunda. Dar modul cum veți acționa după cele spuse de mine cade cu totul în altă sferă de răspundere. Am fost martora unor fapte înfiorătoare, după cum puteam fi martora unor fapte înălțătoare. Datoria mea era să aduc mărturie. Restul iese din sfera mea de influență și e bine să o știți, ca să nu vă faceți iluzii. Și când veți afla de la mine ce doriți? Am să mă liniștesc. Sau am să acționez. Să acționați? De ce? Eu am fost supusă în viață la multe greutăți. Am pierdut multe și am fost obligată să renunț la multe. E drept că uneori am fost impulsivă și grăbită, dar acum nu e vorba de asta, ci de faptul că, în general, am fost crescută în spiritul ideii de a renunța, de a accepta. Dar un singur lucru nu pot să accept. Care? Să ucizi un om în timp ce el este în luptă cu moartea. Cred că voi pleca. Știți bine că nu mai puteți să plecați. De ce mi-ați spus toate astea? Am fost martoră.
Trebuia să depun mărturie. Acum nu mai puteți pleca înainte de a-mi da o certitudine. Mi-e teamă să nu greșesc. Mi-e teamă că nu să mă credeți. Vorbiți, am să vă cred. Ciudat cel puțin, acum simt că aș putea să am încredere și că nu puteți greși. Aveți curaj. Sunteți așa de tânăr. Sunt împrejurări când tinerețe este o adevărată povară, doamnă. De-abia ai intrat în viață și toți sunt cu ochii pe tine. Vor să vadă ce faci, te judecă și îți urmăresc faptele cu atenție, parcă așteptând să greșești. În asemenea situație trebuie să fii foarte atent. Eu nu te voi judeca. Te voi privi ca pe un prieten. Așa, voi prietenii care nu te lasă în pace și care își ascund invidia în dărâtul prieteniei, care te lingușesc pentru a fi aproape de tine sau de soția ta, pentru că e frumoasă sau pentru a afla câte ceva din cercetările tale, care te sună la telefon să-ți spună vorbe vulgare de la un tonomat plin cu bețiv refulați. Aceiași prieteni din anii de studenție care îți băgau păsări și șoareci în servietă în orele de disecție și care acum te urmăresc peste tot și încearcă să te discrediteze până și în fața pacienților, spunând că ești un medic prost sau că nici măcar nu ești medic. Cred că o să trebuiască să plec. Soția mea este gata să nască, doamnă. Nu poți pleca. Regret mult, dar... Nu mă poți lăsa cu această incertitudine. Ar mai exista o posibilitate. Spune atunci. Dacă ați veni cu mine la sanatoriu. La sanatoriu? Nu. Mi-a fost teamă că voi fi interpretat greșit, deși a fost doar o simplă sugestie. Evident, alegerea cade de data asta în sacina dumneavoastră. În niciun caz la sanatoriu. Deși era mai comod pentru studierea teminica, cum să spun, vă dați seama că aici nu aș fi avut timpul necesar. Evident că nu se ajungea la tratament. Vreți să spuneți că ce-am văzut... N-am văzut nimic. A fost o propunere doar și era pentru mine mai comod, recunosc că aveam acolo și soția, puteam să mă repet până la ea câteva clipe. În niciun caz la sanatoriu. În cazul acesta va trebui să amânăm pe altă dată această poveste și pentru că am căzut de acord, îmi permite să explic, să mă bine zis, să mă apăr, lămurindu-vă o dată în plus pentru ce am vrut să vă aduc acolo. Dar am căzut de acord. Deci... Nu mai planează asupra acestui fapt nicio umbră de îndoială. Sunt doar niște constatări ale mele în legătură cu cele văzute aici, în timp ce stăteați la fereastră. Constatări? Nu v-a izbit niciodată mirosul de mucegai și stătut din casa asta? Izul acesta de vechi, de lucru ieșit din uz, care trebuia de mult să dispară, broderiile, perdelele, brocarturile astea bătrâne, covoarele groase care dau ambianței un aer aproape otrăvit. Am senzația că dacă aș atinge un astfel de obiect... S-ar destrema. Măcar din când în când deschideți fereastră. Dar toate astea sunt obiecte dragi și inestimabile. Evident că fiecare lucru are mirosul său specific, dar nu e deloc urât. Recunosc că poate părea caragios, deși eu nu am încercat decât să fac o apropiere între aerul acestei case și inclinația de a vedea sau visa lucruri neplăcute. Dar eu nu văd numai lucruri neplăcute. Uneori când stăteam în fața ferestrei, totul părea tăcut și plin de iubire. Aerul se așeza pe geamuri, frumos și greu. Munții îndepărtați sprijineau cerul care se apropia ușor de amurg. Peisajul era halucinant și copleșitor. Copiii se hârjoneau cu ramuri în mână în ultima licărire a razelor soarelui care promiteau astfel întoarcerea. Totul era atât de calm și odihnitor, încât avea impresia că stai în fața unui peisaj etern, așa cum a fost creat el de Dumnezeu. Cred că asta e realitatea pe care uneori nu o putem percepe din cauza grabei. De ce nu rămâneți la ea? Pentru că în mijlocul ei s-a petrecut o crimă. E trist, doctore, dar uneori e nevoie de o crimă pentru ca să poți observa că ceea ce ți s-a părut înălțător nu era decât un decor de idilism pastoral. Poate că aveți dreptate. Dar în haosul acesta pe care mi l-ați povestit, eu nu am decât o singură certitudine. Sârma care se leagănă în fața ferestrei. De ce? Pentru că un om a căzut de pe ea? Pentru că vântul o bate după ce acrobatul a plecat în alt oraș ca să-și facă numărul de acrobație? Sau pentru că niște copii clatină stâlpii? Pentru că a scuturat-o colonelul Scipio? Vedeți, din noianul acesta de presupunere e foarte greu de ales. Și-ar mai fi o grămadă. A spus că acrobatul a căzut în momentul în care nu l-ați privit. Ultima lui privire v-a căutat ca pe un sprijin zadarnic. Deci, în aceeași măsură, puteam fi și eu. Sau numai o halucinație? Un vis? Un vis? Cine a rostit prima oară cuvântul acesta? Să facem o experiență privind pe fereastră. Ce vedeți? Ce să văd? Îl văd și acum.
căzând și strigând în timp ce trupul lui tăia întunericul. Căzând și strigând. Eu nu văd decât cerul violet ca hârtia pe care o pun pe fereastra bucătăriei și niște câini care latră. Eu văd de-a lungul aleilor o clădire în care se naște un copil străjuit de castani în floare și de umbra ocrotitoare a străzilor mari. Și în fața gânguritului care se naște, amuțește până și țipătul unui moribund. O, Doamne, nu e de ajuns că suntem goi și neștiutori în fața nefireștii pedepse pe care o trăim. Dar nici măcar nu ne putem bucura de aceeași priveliște. Cine ești? Un prieten de-a lui Alec. Am adormit și am uitat să plec odată cu el. Cum te cheamă? Peter. Și cum ai dormit, Peter? Prost, prost. De ce? Somnul este latura mea cea mai slabă. Visele îmi trădează slăbiciunile. De l-aș putea desfința. Ești un băiat bun, Peter. De ce te înhăitesc cu oricine? Vicile sunt bune pentru cei ca nepotul meu, care le uită îndată ce le-a sfârșit. Tu ai fi bun de funcționar sau meseriaș pe mâna tatălui tău. Tata? Să nu mai aud de el. De ce mi-a dat viața dacă nu pot să o folosesc cum trebuie? De ce mi-a dat mâini dacă nu pot să mângâi cu ele ce vreau? De ce mi-a dat grai dacă nu pot spune vorbe de dragoste? Ce ești tu, Peter? Scamator și echilibrist prin moștenire. Un saltimbanc, doamnă. Și altfel? Altfel, sunt un băiat bun, dar nu cam merge gura, deși pot să tac când e cazul și nu sunt zgârcit. Când m-a întâlnit Alec, aveam o grămadă de bancnote. E drept că nu erau ale mele, ci ale unchiului meu, casier la o bancă. Nu m-am lăsat până nu i-am cheltuit pe toți. Banii te încurcă, mi-a zis Alec. N-ai ce face cu mâinile pentru că stau pe bancnote. Să scăpăm de ele, mi-am zis. Și după ce am scăpat de bani, am început să mângâi o fată. Pas, băiete, pas, mi-a zis Alec. Este prietena mea. Păcat, am zis eu. Tocmai aveam mâinile libere. Și m-am culcat. Am avut un somn agitat. Să nu intrați la el, striga Alec. Plânge în somn după taicăsul și spune că a luat niște bani străini. Mă rog, în sfârșit, au plecat azi dimineață. M-am făcut că dorm, fiindcă știam că le-ar place să mă știe dormind și să mă uite aici. Viața nu este simplă și nici vorbele nu sunt simple. Dacă s-ar putea trăi fără vorbe... Fără vorbe nu se poate trăi. Acum ascultă ce spun. Ce gândești despre toate astea? Că aveți dreptate. Dar dreptatea asta nu-mi folosește la nimic. Totuși îți dau un sfat. Nu te mai înhăita cu nepotul meu și cu prietenii lui. Au nețărmuritul talent de a te face să dăruiești cu impresia că-ți face un serviciu. Dar poate și sfatul ăsta e la fel de nefolositor. Ești echilibrist? Da, prin moștenire. Sar de la o înălțime de 10 metri pe sârma întinsă. Hopla! Nu e periculos? Nu e niciun pericol. În afară de acela de a face o mișcare greșită și de a pierde contactul. Și apoi, încă nu am sărit niciodată. Sunt echilibrist prin moștenire, am spus. Numai cu numele. Unchiul meu are o meserie cu mult mai periculoasă. El ce e? Casier la o bancă. Am impresia că îți plac bani. Când am bani, nu mă mai simt așa de singur. Ți-e teamă de singurătate? Mai mare ca de înălțime. Prefer să cad de la 50 de metri decât să fiu singur. De ce nu te duci la unchiul tău să numeri bani? E și mai rău. Simt că toți prietenii mei sunt acolo legați în bancnote și trebuie să le dau drumul.
De altfel am cam făcut-o. Îți iubești mult prietenii? Și nu numai pe ei, pe toți. Pe toți. Și totuși te-au lăsat adormit și au plecat. Ce să fac dacă nu am bani? Ești bun, dar pe lângă bunătate ai avea nevoie și de puțină necruțare. Un om, dacă nu ești necruțător, nu folosește cu nimic societății. Doar că totul stă în dozaj, ca la băuturile pe care le prepară Alec. Aha, deci tot știe și Alec ceva. M-am gândit de multe ori la povestea asta cu viața, dar niciodată nu mi-am închipuit-o așa. Mi-am închipuit că viața asta trebuie să fie de două feluri. Una în care muncești, trăiești, suferi, și alta în care totul e așa ca la dumneata. Adică stai la fereastră, vezi totul, privești la cei de afară și înțelegi mai bine decât se înțeleg ei înșiși, i-ai putea ajuta, dar evident nu o faci. Viața asta de la fereastră este foarte ispititoare, dar mie îmi pare rău că nu există o a treia viață din care să poți ieși sau intra la alegere, să poți vedea lucrurile și din afară și din lăuntrul lor. Atunci nu ar mai exista greșeli, eu nu mai luam banii unchiului meu, tata nu cădea de pe sârmă. Deci a căzut? De pe sârmă, din fața casei. Deci a căzut? Da. Și poate că acum nu mai stăteam în locuința aia prăpădită, cu ferestre mici afumate care dau spre cartierul abatoarelor, unde se aud câinii lătrând zi și noapte. Câinii? Latră, latră zi și noapte. E fantastic. Nici să dormi nu mai poți dacă nu ești obișnuit cu zgomotul ăsta. Noroc că la noi acolo jos oamenii vin atât de obosiți de la lucru încât nu mai simt decât dorința de a dormi. Am plecat și m-am întors din drum. Poate să vă pară copilărească această nehotărâre, dar m-am întors până la urmă. N-am să vă iert niciodată că ați lăsat această povară pe umerii mei. Singură nu aș fi putut suporta. Dar acum totul este mai simplu. Și când mă gândesc cât de copilărește am procedat, puteam foarte bine să rup sau să arunc scrisoarea și nimeni nu ar fi putut să mă condamne. Și acum, în timp ce soția mea este pe patul de naștere, eu trebuie să hotărăsc pentru toate. Ești liber. Totul este clar acum. Am vorbit cu băiatul celui ucis. Sigur? Totul este clar acum. Nu mai am nevoie de dumneata. Am spus că trebuie să depun mărturie și voi depune. Și credeau că am să tac numai pentru simplul fapt că toate s-au întâmplat dincolo de această fereastră. Am să fac totul ca această crimă să fie dată în vileag. Trupul acesta sterp poate împiedica moartea, chiar dacă nu mai poate da viață. Aveți febră, doamnă. Mi-e temă că nu vă pot părăsi. Fereastra a fost făcută de tatăl meu puțin timp după accident. Accidentul a venit stupid, ca orice accident, ca orice lucru ireparabil și grav, și m-am trezit izolată de tânără. De fapt, nici eu nu pot ști mai precis ce m-a îndemnat spre pietrea asta de vreme. Poate eram prea timidă și pur și simplu nu-mi făcea plăcere să ies. În sfârșit, rezultatul a rămas oricum același și iată-mă infirmă, fără posibilități de distracție, fără prieteni, fără cărți. Cine mă pusese să citesc toate cărțile bune? Atunci i-a venit tatălui meu ideea asta cu fereastra și nu s-a lăsat până nu a realizat-o. V-a costat ceva bani? Ne-a costat, desigur, dar nu a contat. Atunci era o epocă frumoasă, banii nu contau. Cine muncea avea și bani, își putea îngădui unele cetățenii sau luxuri, cum se spune acum. Apoi au început să moară unul după altul, mama, bunicul, tata, fratele, tatii. Mureau ca muștele răpuși de o boală necunoscută. Buna se ducea să-i mormânteze, revenea apoi și-mi povestea cum a decurs ceremonia. N-ați dus-o prea bine în perioada aceea? Pentru mine totdeauna a fost greu. Și în perioada morților, și în perioada accidentului, și în perioada lungilor aventuri sentimentale ale bunei, înainte de a fi intrat în ea frica de necunoscut. Cel mai mult,
De ce s-o ascund? Mă îngrijora faptul că putea să o calce un tramvai, o mașină, și eu să rămân aici izolată de lume, condamnată să mor din lipsă de hrană și apă, fără legătură cu lumea, zăcând în odaia asta izolată, inconvenient, aspru și deliberat. Dar de ce numai de aici se vede orașul ca în palmă? Da, curios. De aici tot orașul se vede ca o hartă puțin mărită. Ca o hartă? Ai putea spune ca o radiografie, doctore. De ce luminează de prost municipalitatea aleile, doctore? Să revenim la fereastră, doamnă. Spuneți că tatăl dumneavoastră... Da, el a făcut-o. Este situată în locul cel mai înalt al orașului, de unde se poate vedea totul clar, fără falsuri, în răcoarea înălțimilor și a pădurilor de brad care ne învăluie. Tata spunea de multe ori că aici e Olimpul meu. Poate avea dreptate. De aici se poate domina furnicarul, se văd luptele zilnice. E ciudată această înclinație pitiatică. Numiți-o mai bine presentiment. Și dacă e spune vis? Vis? Mă rog, în termeni medicali se mai poate spune mai multe feluri, dar vorbeați de modul acesta de a cuprinde totul. Aș dori să vă atrag luare aminte că aici există o mică greșeală, o mică scăpare din vedere. Care? Aripa cea nouă a spitalului, care de aici nu se poate vedea pentru că iese din raza ferestrei. Ce vreți, orașul a mai crescut, s-a modernizat, s-a lărgit și iată că a venit vremea în care nici fereastra aceasta nu se poate dovedi îndeajuns de încăpătoare pentru tot ce se întâmplă afară. Dar dacă ați veni... Asta niciodată. Locul meu e aici. Păcat. Nu v-ar strica o mică ieșire în lume, o confruntare concretă cu ceea ce vedeți zilnic. Plus că acolo v-am fi putut ajuta din toate punctele de vedere. Unde? În noua aripă a spitalului. Totul se mișcă pe bază de electricitate și este de un confort ultramodern. Oamenii nu ridică un deget. Fac numai servicii administrative de minimă importanță, cum ar fi măturatul, spălatul bandajelor, mica bucătărie pentru bolnavi. În rest, toate operațiile sunt executate de aparate electronice. Noi și strălucitoare, care abia și așteaptă pacienții. Nu e păcat să le lăsați să aștepte până vă hotărâți? Când toate îndoielile se pot risipi într-o secundă după o analiză scurtă făcută de câteva mașini, ultimul răcnet al tehnicii, cum au spus ziarele mai ieri, la inaugurarea care a avut loc în prezența guvernatorului. A fost ceva magnific. S-au rostit discursuri, s-au tăiat panglici, fete frumoase, au oferit flori, s-au toastat. A fost și colonelul Scipio? Sigur, dar nu vă faceți temeri inutile. A schimbat cu mine doar câteva vorbe. Eu sunt un slujbaș prea nesemnat încă. Nu a avut timp, din păcate, pentru mine. De fapt, acolo nimeni nu a avut timp pentru nimeni. Totul era, în primul rând, noua aripă. Directorul trebuie să fost tare mândru, cred. Directorul? Care director? Directorul spitalului, bineînțeles. Directorul spitalului? Ah, da, bineînțeles, directorul spitalului, medicul șef al spitalului. Da, uitasem că dumneavoastră nu sunteți la curent cu cele petrecute în oraș în ultima vreme. Da, da, da. Directorul nu mai este. Este un consiliu de securitate. Da, directorul nu mai este. Directorul nu mai este. Omul acela drăguț și atât de preocupat de știință. Asta l-a și nenorocit. A dispărut. Directorul a dispărut. Da, mai circulă și zvonuri lansate de plebe, cum că cineva ar fi pus dinamită și l-ar fi aruncat intenționat în aer pentru că nu slujea intereselor trustului, bar împotrivă. Dar cine mai crede în baliverne? Tot ce interesează la ora asta în cercurile medicale înalte și pe oamenii specializați în munca de laborator în domeniul salvării omului, pentru că trebuie să recunoaștem cadrele proeminente cu asta se ocupă, este problema succesiunii. Problema succesiunii? Problema succesiunii este problema numărul unu, deoarece aici se va vedea noua linie directoare a spitalului. Trebuie aflat cine urmează la conducere dintre cele două secții aflate în continuă aspirantură. Inima sau creierul? În sfârșit, un ultim argument în favoarea creierului e faptul că noul laborator, construit chiar pe locul celui distrus, este laboratorul creierului, pe care îl conducem noi. Fapt care ar demonstra o anume orientare de sus către creier. Din păcate, noi nu vrem să mai lucrăm pe forme artificiale, dar nu avem nici pacienți pentru experiență, lucru care îngreunează peste măsură activitatea noastră și obținerea de rezultate. Asta e tocmai cazul potrivit pentru noi și pentru aparatele ultramoderne. Aceste viziuni, aceste obsesii, tânărul acela care apare tot timpul. Dar nu sunt viziuni. În privința tânărului pot să vă asigur. Adică vreți să spuneți că tânărul acela în costum de arlechin nu a fost o halucinație, ci un om în carne și oase care a intrat într-adevăr? Da. Aceasta e?
Da. Se ține bine, babaca. Ce căutați aici? Mai face și gălăgie. Ce ziceți, băieți? Să-i arduna? Sau chem doctorul? Doctor? Care doctor? Auziți, băieți? Bine, am mai îmbrobodit-o. Cum? Cum? Nici de data asta nu se putem face nimic. Dacă ne-ar da voie să spargem blestemata asta de fereastră. Am dormit și noi lângă nevestele noastre, în sfârșit. Dar las că o spargem noi odată și odată. Ce vorbă, nu, oamenii ăștia? De ce intră fără să sune? Ce vor de la mine? Ce rău ți-am făcut? O ție bună? Ce? Doamnă, vă cer iertare. Eu n-am făcut nimic. Vedeți doar cum tremur? Eu aș vrea ca totul, la, știți, totul să fie așa ca înainte, doamnă. Ce vor de la mine? Nu știu, doamnă. De ce cotrobăie și spar și vor să distrugă fereastra? De ce mi-aruncă lucrurile? Ai milă de mine și spune. Doamnă, vă rog, nu mă obligați să vă mint. Eu n-am nicio vină, doamnă. Poate doar dacă domnul Alec ar fi pe aici. Dar de se plimbă tot timpul. Eu nu pot face nimic. Dacă mai țineți la mine, doamnă, lăsați-mă să tac, vă rog. Este singurul lucru pe care îl pot face. Și, uite, vă aduc pâinea și laptele. Bine. Dar nu mai tremura că mă scos din sărite. Bunu, sărmanu, nu te mai întreb nimic, dar nu mai tremura. Ciudat, tot așa stăteai în colț și tremurai și în ziua în care a murit tatăl meu. Nemișcată, în colț, fără să scoți o vorbă, stăteai și tremurai ca varga. Nu știai ce să spui, stăteai în colțul tău tăcută, fără să schițezi o mișcare. Nu tremura! Aș vrea, doamne, dar vedeți... Nu tremura, că asta nu ajută la nimic și eu m-am săturat de tremuratul tău nesuferit și de tăcerea ta lipsită de orice ajutor. M-am săturat de nemișcarea asta uriașă și de blândețea ta nemiloasă. Lovește-mă, zgărie-mă, dar nu mai aștepta. Nu tremura fără rost, că asta nu ajută. La ce folosește faptul că tremur și că ești bună și că... Aștepți ca eu să hotărăsc totul. M-am săturat de supujenia ta. Vai, pe doamne, care trebuie să o crotez neîncetat, să o călăuzez neîncetat. Mi-e silă de tine și de toți cei ca tine. Pleacă de aici! N-am ce face cu tine. Doamne. Mai bine merg la spital. Mi-a spâncat sufletul. Femeie naivă și fără de pricepere. Victimă sigură. De ce mai trăiești dacă n-ai pic de pricepere? De ce trebuie să am eu grijă de tine și să risc și să sufăr? De ce trebuie să te ocrotez mereu? Nu tremura, nu mai sta acolo în mână cu farfuria și cu ceașca mea de cafea. N-ai o ceașcă de cafea și pentru tine! Nu mai sta cu zâmbetul plicticos și milog. Nu mă mai chinui. Nu tremura. Pentru ce tremuri? De ce înfrângi sufletul? Doamnă, eu nu vreau nimic. Ai milă de mine? Dacă eu aș putea, doamnă, dar ce pot eu? Ce? Spuneți-mi măcar ce pot face eu pentru dumneavoastră. Ce pot să fac eu? Fac tot ce vreți, dar spuneți-mi nimic, ce să fac. Nimic. Mi-ați spus povestea aceea cu doctorul, cu prelatul, cu câinii și teama. Am mamuțit de uimire. Câtă dreptate aveți, doamnă. Eram înlemnită de atâta uimire. Cred că niciodată nu am înțeles ceva atât de bine. Totul era simplu. Trebuia doar să înțeleg și nu mi-ar mai fi fost teamă. Ei bine, am înțeles. Am înțeles totul. Am înțeles. Totul era clar aici, sub frunte. Dar ce să fac când văd un câine... Încep iară să tremur și ui totul, doamnă. Ui totul iarăși. Nu pot face nimic. Degeaba aș vrea. Poate doar dacă mi-ați da o scrisoare, aș putea strecura-o afară. Aș spune că am o treabă în oraș. Da, doamnă, scrieți-o repede, dar repede. Bine, dar cui să adresez această scrisoare? Cine mai citește astea scrisori? Doamnă... Cine mai primește scrisori? Cine ar crede acuzațiile unui biet infirm? Oricum, ar trebui să încercați, doamnă. Poate un om de pe stradă ar putea să... Un om de pe stradă? Da. Dar pe străzi mai sunt doar oameni? Da. Ce să caute oamenii pe străzi? Ce să caute oamenii în oraș? Doamnă, încercați, doamnă. Poate mai trece vreunul. Spune-mi,
În oraș mai sunt multe ferestre? Adică lucruri din astea. Când eram tânără și încă umblam, am mai văzut câteva. Da, mai sunt, doamnă, mai sunt. Dar cele mai multe au fost acoperite. Unele au fost chiar zidite. Nu se știe de ce. Au fost zidite? Da, da. Deci le-e frică și lor. Doamnă, dacă doriți să scrie scrisoarea, numai să-mi spuneți unde s-o duc. Se face iară seară. Luminile orașului se aprind din nou ca un ritual. Viața își urmează cursul firesc. Totul este atât de frumos și de simplu încât nu se poate să nu spui întrebarea: oare a murit cineva pe aici de curând? Totul dezminte această ipoteză. Cântecele, lumea, fanfara din parc, apelurile cu privire la circulație. Da, am trecut pentru câteva clipe și pe la soție. A născut. Sincer să spun, din momentul în care am venit în această casă, m-am zbătut permanent ca să rezolv ceea ce mi s-a părut o problemă de conștiință profesională. Dar acum toate își reiau rostul. Câți oameni nu stau și privesc pe mine? Deocamdată o să vă internăm în aripa nouă a spitalului. Bună, pregătește doamnei cele trebuincioase. Da. Nu se mai poate face nimic? Un singur lucru. Să vedeți ceea ce trebuie. Lăsați-mă o clipă singură. Nu. Nu pot. Eu care am putut să găsesc fraze atât de frumoase pentru dispreț și tristețe, acum când simt că doresc din toată inima, să nu pot găsi și cuvinte de laudă. Veniți. Veniți și luați-mă de la această fereastră pe care nu merit să mai privesc. Mâine voi intra și eu în raza de vedere. În ciuda infirmității, am fost cea mai fericită. Mai fericită decât orice muritor. Fericită în conștiința și nemulțumirea mea atât cuprinzătoare. De mâine voi fi un fragment. Iar acum trebuie să plec fără să am măcar certitudinea celor văzute. De mâine toate astea nu vor mai fi. Greșeala ei a fost că a încercat să judece lumea printr-o fereastră. Oricum, îți mulțumesc, Buno, că ai menajat-o și nu i-ai spus că Alec vânduse casa din deal. Ați ascultat drama psihologică Fereastra de Iosif Naghiu, o producție Radio România Iași din anul 1999. Și-au dat concursul actorii Cornelia Gheorghiu, Virginia Raiciu, Emil Coșeru, Călin Chirilă, Marius Manole și Dumitru Năstrușnicu. Asistența tehnică Florin Simionescu. Ilustrația muzicală Ioan Teodor. Regia artistică Cornelia Gheorghiu.